Multe persoane din Râmnicu Sărat nu și-au mai achitat taxa pentru întreținerea locurilor de veci de ani buni. Așa se face că în prezent aproximativ 2000 de persoane sunt pe lista neagră cu restanțe acumulate care ajung până la 300 de lei. Pentru a recupera din datorii, administrația cimitirului Eternitatea a început să trimită somații de plată răuplatnicilor. Până la sfârșitul anului vom trimite până la maxim 2000 de somații. E vorba de sume restante, neplătite în perioada anilor 2011-2015. Sumele, în funcție de suprafață și de ani în care nu s-a făcut plata, variază între 50 de lei și 300 de lei. Numai luna aceasta au fost trimise 100 de somații de plată. Mare parte din persoanele care le-au primit și-au plătit deja datoriile. În urma scrisorilor trimise prin poștă cu confirmare de primire, deja s-au prezentat foarte multe persoane, au plătit taxele restante. Sunt mulți care s-au autosizat din discuțiile cu prietenii și au venit și au plătit fără să mai primească somația. Persoanele care primesc somații de plată și nu își achită taxele de întreținere pentru locurile de veci concesionate riscă să le piardă. Dacă locul este lăsat în paragină mai mult de 2 ani sau taxa de întreținere nu este plătită pe o perioadă mai mare de 3 ani, contractul de concesiune încetează.